trip up the corner? Over 10 years, the Mormons led the region in milk production per capita. But then in 1990, the problem arose. Milk prices plummeted. Numero jest dwa inżynierów, on jest wójcie prezydenta Fundacji Nacjonalnej Kinowa Manager. Manager the break, Chicago Largest Big Break. So gaza był na was, kawał. A gdzie są resursy? That's not walkover. Proiectul despre care vom vorbi astăzi este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane. Proiectul se numește Întreprinzători Inclusivi Pensiuni din România. Foarte mulți dintre dumneavoastră se întreabă, au văzut câteva imagini din filmul de mai devreme și se întreabă care este de fapt legătura între acel film și subiectul nostru de astăzi. Ați văzut, filmul era despre niște antreprenori. Antreprenori, nu neapărat în domeniul turistic, antreprenori în domeniul rural, în domeniul financiar, care se zbat, care au nopți nedormite, care fac eforturi deosebite pentru a-și continua afacerea. Ați văzut că mulți au fost în pragul falimentului la un moment dat. Și cu toții știm ce înseamnă antreprenor. Și bănesc că mulți dintre dumneavoastră, cei care sunt în sală, știu ce înseamnă nopți nedormite, ce înseamnă zile în care nu-ți vezi familia, nu-ți vezi copiii, alergi toată ziua ca să conduci afacerea pe un drum de succes. Eu, în afară de această fundație, conduc o societate comercială de investiții financiare și pe care ne luptăm să o dezvoltăm de circa 12 ani, 13 ani. Lucrez în antreprenoriat din 90. Așa că împărtășesc foarte multe dintre valorile care au fost prezentate în acest film. Pentru că e extraordinar de important nu numai să te ții de țelul de a face bani, ci e foarte important și cum faci bani. Și trebuie să ai la bază niște principii. Niște principii foarte clare și niște valori. Valori creștine. Trebuie să fii moral în afacerile pe care le faci. Trebuie să te gândești și la câștigul celorlalți. Trebuie să ai etică în afaceri. Poate nimic nu este mai important în afacerile din domeniul pensiunilor decât păstrarea acestor valori. Prin definiție, pensiunile și turismul rural din România păstrează valorile pe care le avem de la părinți, de la bunici, păstrează tradițiile și cred că este sectorul din turism care reprezintă cel mai bine aceste valori românești. Programul nu își propune să rezolve problemele de infrastructură, nu își propune să facă drumuri, șosele către pensiunea dumneavoastră. Programul are rostul de a forma o comunitate. O comunitate de antreprenori, o comunitate de administratori și de lucrători din această industrie, care să împărtășească valorile de care vorbeam mai devreme și care să beneficieze de informații, de consultanță, de promovare. Nu în ultimul rând, proiectul își propune să dezvolte potențialul turistic și să atragă mai mulți turiști români și străini. Cum vom face acest lucru? Colega mea, domnișoara Laura Popa, o să vă prezinte în câteva cuvinte mai încolo despre ce e vorba în acest proiect, care sunt rezultatele concrete pe care le așteptăm de la acest proiect și care sunt activitățile în care dumneavoastră veți fi implicați.
Durata de implementare a proiectului este de 2 ani de zile. O să luăm până în ianuarie 2013. Iar în calitate de grup țintă am ales pe toți cei care fie au afaceri în acest domeniu, fie doresc să înceapă o afacere în acest domeniu. Câteva cuvinte despre noi. Fundația Națională a Tinerilor Manageri, lider în consorțiu, lider al asocierii cu Antrec România și Asaha Spania, implementatorii acestui program. Fundația este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată undeva în 97 de către un grup de tineri absolvenți, tineri la vremea respectivă, absolvenți ai unui program de management, un program de masterat în management. De la început am declarat și am încercat să ne mențin principiile și valorile de moralitate, fair play, valori care ne-au demonstrat că poți să faci afaceri într-o Românie plină de birocrație coruptă și așa mai departe, cum era ea la momentul respectiv, foarte bine. Dacă reușești să-ți păstrezi verticalitatea, dacă reușești să treci peste necazuri, peste birocrație, peste nopțile de nedormite de care vorbeam, poți să ai succes. În momentul de față, această organizație s-a dezvoltat la nivelul întregii țări. Are un număr de peste 600 de membri în toată țara. O rețea de 5.000 de participanți la cursuri, la conferințe, la programele de instruire. Și ce e foarte important, și v-aș ruga să înțelegeți că din acest program, unul dintre principalele asset-uri pe care le veți câștiga, este accesul la această rețea. Faptul că unii dintre dumneavoastră se lovesc în activitatea de zi cu zi de diverse probleme. Poate un alt membru al fundației, undeva la Vaslui sau la Iași, a surmontat deja problemele astea. Poate cunoaștem pe cineva la Constanța care are rezolvarea la problema dumneavoastră. Sau poate pur și simplu putem să vă facem o conexiune de afaceri cu cineva pe care altfel nu ați avea oportunitatea să-l întâlniți. Ăsta este un alt avantaj major al proiectului. Faptul că intrați într-o rețea, intrați într-o adunare de prieteni, într-o adunare de consultanți, într-un loc în care puteți găsi foarte multe resurse. Nu mai sunteți singuri. Nu vă mai bateți singuri, cu tot felul de probleme. Aveți un sprijin. Din acest motiv, avem și doi consultanți regionali. O să vi prezint domnișoara, doamna Căstică Liliana și doamna Florentina Tăspinescu, care vor sta la dispoziția dumneavoastră pe întreg parcursul proiectului. Vă spuneam că în această întreprindere, în acest program, implementăm activitățile proiectului în colaborare cu Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural din România. Alături de noi se află astăzi doamna Maria Stoian, profesor universitar doctor, președinte de onoare al Antrec, pe care o rog să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Vă mulțumesc că ați venit și vă mulțumesc pentru interesul față de acest proiect. Înseamnă că avem ceva în comun, preocuparea față de turism, față de pensiuni în mod special și față de viitorul turismului la pensiune în România. Este adevărat că acum 20 de ani, când am început această activitate, nu visam ca, într-un timp relativ scurt, la nivel de istorie, două decenii este puțin, să se ajungă ca în România să fie o rețea de circa 5.000 de pensiuni, rurale și urbane, poate chiar peste 5.000, și să ne punem problema cum le promovăm. Pentru că atunci nu exista legislație, nu exista denumirea de pensiune. Și treptat am ajuns acum în 2011
să existe în jur de 150.000 de locuri de cazare în pensiuni, pe care ne gândim cum să le umplem. Or, acest proiect, la care apreciez în primul rând componența parteneriatului, Fondația Națională a Tinerilor Manageri, cu expertiza pe partea de antreprenoriat, pentru că trebuie să ai niște cunoștințe de întreprinzător, cum se spune, are această expertiză, știe și cum să deruleze proiecte la modul general și are o rețea de consultanți foarte bine cotați, și împreună cu asociația din Spania, SAHA, care aduce ceea ce este nou și ceea ce este de succes în Europa, pentru că se știe că Spania este o țară cu tradiție turistică și cu succes în turism, în general, nu numai în turismul de pensiune. Deci consider că acest parteneriat este benefic în primul rând pentru dumneavoastră, actualii și viitorii întreprinzători și cei care ne susțineți mass media. Cum spuneam, când am început, când s-a creat Antrepul, nu existau legislație, nu existau reglementări. După atâția ani există și problemele care sunt, cred că, bun, nu se pot rezolva la modul de epuiza prin acest proiect, dar acest proiect ajută foarte mult la trecerea pe o nouă treaptă de calitate a turismului cu accent pe pensiuni. De ce? Pentru că este nevoie de partea de instruire permanent. Deci există acum pensiuni, da? Deci trebuie să știm ce oferim turiștilor, cum le oferim, cine sunt turiștii, oaspeții noștri, ori prin cursurile care se vor organiza prin acest proiect, dumneavoastră, actualii și viitorii întreprinzători, veți învăța aceste lucruri. Este nevoie permanent de îmbunătățirea cunoștințelor pentru că este foarte acerbă competiția și internă și externă. Faptul că s-au deschis granițele, lumea poate călători și este foarte bine. Deci trebuie să ne gândim cum să facem, nu să-i oprim pe român să călătorească în străinătate, dar să-i atragem și către pensiuni, cum să facem să atragem cât mai mulți turiști străini în România. Deci, cum spuneam, componenta de e-learning a proiectului este foarte binevenită și chiar necesară și, de asemenea, componenta de promovare. Avem o pensiune frumoasă, într-un loc atractiv, să spunem, dar dacă lumea nu știe de ea, vom fi nemulțumiți că nu avem turiști suficienți. Ori promovarea care se face prin acest proiect este binevenită și este necesară. Promovarea niciodată nu este suficientă. Turismul și pensiunile cunosc din ce în ce mai mult sunt din ce în ce mai mult căutate de către turiști, dar trebuie ca să proprietarii de pensiuni să aibă un plus de profesionalism. Mă bucur că ați venit, vă mulțumesc încă o dată, mă bucur că sunt și mulți tineri, pentru că având în vedere componenta de e-learning, se adresează mai mult celor tineri care nu concep altfel să-și promoveze și să-și găsească o vacanță, un weekend, decât pre-internet, care preferă să comunice numai pe Facebook, pe Skype și pe mai știu pe ce rețele, așa că așteptăm reacții de la dumneavoastră și această întâlnire de astăzi să fie doar o etapă pe parcursul colaborării viitoare. Numai bine! Alături de noi se află invitat astăzi domnul Ion Andrei de la Asociația pentru Calitatea Serviciilor, o asociație cu un impact extraordinar de puternic în domeniul turistic. Îl rugăm să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua și mă bucur că am avut ocazia să vă întâlnesc și să am onoarea să fac parte din prezidiul acestei întâlniri. M-a luat puțin cu surprindere, dar mă și onorează, mă și bucură în același timp. Și deși nu sunt parte în acest proiect ca implementare sau ca organizare,
Salut această inițiativă și o să o sprijin cu tot ce ține de noi, pentru că atât în calitate de fondator și președinte al Asociației pentru Calitatea Serviciilor, director al unui centru de cercetare dezvoltare care își pune pe plan prioritar formarea profesională în România, majoritatea regiunilor țării, ca și cadru didactic în unele universități, aș spune de prestigiu în România, pot să spun că există două fenomene de care sunt sigur că v-ați dat seama. Este un fenomen social, depopularea satelor, îndepărtarea de valorile tradiționale românești și umane care le au țăranii noștri, migrarea forței de muncă către vest. Ce trebuie să înțeleagă tinerii, în general, trebuie să înțeleagă că o intrare într-o uniune, cum este Uniunea Europeană, în general o unire, așa cum a spus și Cuza la vremea respectivă, presupune în primul rând armonizarea instituțională. Armonizarea instituțională nu se poate face fără componentă de învățare, fără un transfer de know-how. Putem învăța din Spania cum să ne valorificăm resursele turistice, dar noi trebuie să ni le păstrăm și să ni le punem în valoare pe piață. Ce pot să spun este că tinerii este important să înțeleagă că au o datorie față de locul unde s-au născut, chiar dacă pleacă să lucreze afară și sunt responsabili față de națiunea care îi va primi acolo. Suntem responsabili în aceste vremuri de criză, da? Că tot trebuie să amintim. Suntem responsabili că numai noi putem să ieșim din acest moment. Și nu putem ieși din acest moment decât învățând, muncind, păstrându-ne valorile și să nu uităm ce e și cui dator. În final, nu pot să spun decât că urez succes proiectului, îl voi sprijini cu tot ce ține de mine și este foarte bine pentru dumneavoastră care sunteți pe acest drum al turismului rural sau vreți să sunteți aspiranți la a merge pe această cale, că aveți pe cine să întrebați, aveți pe cine să vă îndrume, așa cum dânșii au învățat din pionieratul acestui domeniu. Unul din primii astronauți, doctor în fizică, specialist în foarte multe domenii științifice, era foarte supărat că îl puneau la muncă fizică, la training fizic, în momentul în care trebuia să plece în spațiu. Și a întrebat pe cel care coordona proiectul în Statele Unite de ce trebuie să facă el atâta sport. El este doctor în știință. Și cel care coordona proiectul i-a spus există un moment în viață când tot ce trebuie să faci este să te ridici și să mergi. Atunci nu i-ar mai fi folosit la nimic cunoștințele. Deci dumneavoastră aveți acum pe cineva care să vă sprijine în asemenea momente, dacă vor exista, și care să vă împărtășească din experiența lor. Mulțumesc și încă o dată sunt onorat. Mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase. Aș dori să vă spun că în sală există foarte multe personaje din administrația locală, din servicii de concentrate, din organizații neguvernamentale. Mulți prieteni, aș dori să salut o prietenă veche pe care n-am mai văzut-o de mulți ani, doamna Irina Rava, director general în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Călăraș, parcă. Vă mulțumesc că ați venit. Aș vrea să discutăm puțin despre proiect. Ce înseamnă acest proiect? Care sunt obiectivele lui? Care sunt activitățile? Și în ce măsură vom putea atinge rezultatele preconizate? Cum? Care este metodologia specifică? Am să o invit pe colega mea, domnișoara Laura Popa, în calitate de coordonator al echipei centrale de proiect, să vă prezinte câteva detalii privitoare la program. Bună ziua, mulțumesc! După cum cred că majoritatea dintre dumneavoastră știe, proiectul Întreprinzător de Turism Pensiunii România este un proiect național strategic dedicat tuturor județelor țării. Proiectul este structurat pe cele 8 regiuni de dezvoltare. Regiunea care se află aici alături de noi, Întreprinzătorii, regiunea Sud,
împreună cu întreprinzătorii din regiunea București-Ilfov. După cum vedeți, partenerii proiectului FNTM, Antrec și Asaha sunt organizații cu experiență bogată, cu experiență de peste 15 ani fiecare dintre dumnealor. Din partea Asaha, partenerul spaniol, doamna Adelación Blanque Perez, va împărtăși din experiența și bunele practici din Spania în cursul acestor dezbateri. Iar din partea Antrec, doamna Florentina Tospinescu, de asemenea, va împărtăși bunele practici din România. Noi am structurat proiectul pe mai multe componente. Pentru detalii suplimentare, puteți oricând să consultați site-ul întreprinzătorturism.ro, pe care mulți dintre dumneavoastră v-ați și înscris la acest eveniment și vă mulțumim. O primă componentă majoră este cea de promovare și motivare a întreprinzătorilor. Astăzi încheiem un șir de 7 conferințe naționale. De-a lungul celor 7 conferințe din Constanța, Gura Humorului, Cluj, Drobeta, Reșița, Moieciul de Sus și București, deja am întâlnit peste 1700 de beneficiari și întreprinzători și viitori întreprinzători în turism. Și sperăm să rămână alături de noi până la încheierea proiectului în 2013. O componentă importantă a acestui proiect este cea de cercetare. În perioada unui an de zile desfășurăm o cercetare, un studiu de piață pentru sectorul de pensiune. Avem 10 oameni de marketing care desfășoară interviuri atât cu operatori cât și cu consumatori de servicii de pensiune. Dumnealor întreprind discuții cu peste 10.000 de turiști, atât români cât și străini, dar de asemenea au și o componentă prin care cercetează și situația din pensiuni și discută cu oamenii care, proprietarii de pensiuni, managerii de pensiuni și angajații acestora. Dumneavoastră sunteți alături de noi și vă mulțumesc acelora care deja ați avut discuții cu dumneavoastră în cursul dimineții și vă rog să nu ezitați dacă aveți o pensiune, o agenție de turism sau reprezentați o asociație turistică să discutați cu oamenii noștri de marketing. La finalul acestei cercetări se vor realiza niște direcții strategice la nivelul de pensiune în România. O componentă despre care domnul Miron deja v-a amintit este cea de consultanță personalizată pe perioada desfășurării proiectului. Pentru regiunile Sud și București-Ilfov, consultanții noștri sunt Liliana și Adrian Cristică și doamna Florentina Tospinescu, iar biroul de consultanță este în București, pe Cristofor Colin numărul 2, acesta fiind și biroul proiectului. Sperăm să apelează dumneavoastră de câte ori aveți nevoie, dumneavoastră vă pot îndruma să realizați un plan de afacere, eventual niște pași în realizarea unei cereri de finanțare și orice nevoie aveți în dezvoltarea afacerii dumneavoastră. Dacă poate nu sunt pregătiți într-un domeniu, avem o mulțime de experți în proiect, sunt și azi alături de noi, și pe cereri de finanțare și pe plan de afacere. De asemenea, la biroul de proiect va exista și o mini-bibliotecă cu cărți de management și de marketing și puteți oricând să apelați și să le preluați în acest regim de bibliotecă. De asemenea, ideea de la care a pornit acest proiect este cea de a realiza un portal și un catalog pensiunilor la nivel național. Astfel, dezvoltăm și vom lansa în iulie portalul cazarelapensiune.ro. Aveți aici un layout al viitorului portal. Aici puteți să vă prezentați pensiunea, filmulețe și imagini despre pensiune. Totul este gratuit, dar nu este dedicat numai pensiunilor, ci și afacerilor de turism. Despre acest portal vă va prezenta managerul IT mai multe detalii despre structura lui și modul de operare, eventual în partea a doua a acestui eveniment. După cum am amintit, vom organiza și un catalog cu pensiunea la nivel național, va apărea anul viitor și va fi diseminat atât în România cât și în ambasadele din străinătate. Programul de educație este un program la care sperăm să participe peste 500 de întreprinzători în sectorul turistic. Programul va fi lansat la începutul anului viitor, în februarie, iar înscrierile pentru acest program se vor desfășura în perioada septembrie-decembrie a acestui an, prin intermediul consultanților dumneavoastră regionali. Programul se desfășoară pe 9 luni de zile și ca modul de curs se vor studia managementul financiar, ITNC, marketing și promovare,
bazele managementului turistic, precum și plan de afacere cele de finanțare. Azi, alături de noi, în cadrul conferinței, participă profesorul de la bază de management turistic, doamna Maria Stoia, și va participa în sesiunea a doua, profesorul de la plan de afacere și cele de finanțare, Radu Limpede. Programul se desfășoară inițial în luna februarie, este format tradițional, în sal de curs, împreună cu profesorii, având oportunitatea să-i întâlniți și să-i cunoașteți, iar ulterior, o perioadă a 8 luni de zile, în sistem online, pe site-ul proiectului, www.intrevizătorturism.ro. Veți avea cont și parolă și veți putea studia în ritmul propriu. La finalul acestui program de e-learning, după ce veți da testele de evaluare online, veți face și o lucrare practică, practica afacerii dumneavoastră. Sperăm să vă fie de mare folos. În ultimul rând, proiectul vizează și un schimb de experiență în Spania pentru 100 de beneficiari, în special manageri de pensiuni. Anul viitor vor fi 5 astfel de delegații cu persoane selectate dintre cei care urmează e-learning. Cam atât am avut să vă spun. Mai avem două proiecte paralele, complementare, Rural Manager și Rural Antreprenor. Sunt dintre dumneavoastră aici și participanții care acestor proiecte și vă mulțumim. Pentru detalii puteți să vedeți site-urile Rural Manager și Rural Antreprenor.ro. Mulțumesc frumos! Aș fi dorit, înainte de a trece la următorul invitat, aș fi dorit să vedem dacă lucrurile sunt foarte clare. Haideți să vedem care sunt beneficiile acestui program. Pentru că mulți dintre dumneavoastră au întrebat, domnule, bun, dar eu ce câștig din toată povestea asta? Vreți să mai reluăm o dată chestiile astea? Pentru că mie mi se pare foarte important să înțeleagă fiecare la ce să vă așteptați. Nu. Pentru cei care au deja o pensiune și vor să o dezvolte sau doresc să meargă mai bine, principalul rezultat al proiectului este acel portal. Portal în care puteți să vă înscrieți pensiunea în mod gratuit, puteți să accesați informațiile de acolo și să încărcați informații gratuit și toată perioada de mentenanță este gratuită. După un an și ceva vom avea și modul de rezervări. Deci puteți să vă faceți rezervări prin intermediul, și turiștii pot să-și facă rezervări la pensiunea dumneavoastră prin intermediul acestui portal. Foarte important e că pe întreaga perioadă de viață, acest portal, accesul la portal, promovarea pensiunii dumneavoastră și rezervările sunt gratuite. Deci nu sunt plătite din bani europeni toate poveștile astea. De ce e important? Pentru că o să vă explice colegii mei în sesiunile viitoare, dacă nu ești pe internet, nu există. Și pentru a atrage cât mai mulți turiști străini și români, știm că internetul a devenit o metodă din ce în ce mai bună, mai atrage din ce în ce mai mulți oameni. Sunt foarte mulți turiști care își rezervă vacanțele, își rezervă locurile de cazare prin intermediul internetului. Bănesc că toată lumea e familiarizată cu acel domeniu care se numește booking.com. Sau, mă rog, mulți dintre dumneavoastră știu despre el. Este cel mai mare portal cu hoteluri din lume. Încercăm ca acest portal pensiuni în România, cazarea la pensiune, să fie cel mai mare portal de pensiuni din România. În același fel cum e booking.com. Cel de-al doilea produs important, acest portal, revin un pic, acest portal va fi promovat prin metode moderne pe internet, prin Search Engine Optimization, pentru cei care știu despre ce vorbesc, în așa fel încât să, în momentul în care deschizi Google, de exemplu, sau Yahoo, sau orice alt motor de căutare, să apară printre primele. Toate aceste activități de promovare, la fel, sunt gratuite, deci nu trebuie să scoateți niciun ban. Singura problemă a dumneavoastră, proprietarilor de pensiune, și nu problemă, ci vezi, și aici veți avea parte de consultanță specializată, este să faceți poze cât mai frumoase cu pensiunea dumneavoastră, să le încărcați pe internet, să descrieți în cuvinte cât mai atractive pensiunea dumneavoastră, atracțiile din zonă,
ce poate să facă omul când vine la dumneavoastră la pensiune? În afară de faptul că poate să stea în burtă, să admire priveliștea, să facă un grătar. Dacă mai are acces la alte servicii conexe, ATV-uri, nu știu, ski, etc. Asta e primul rezultat important al proiectului. Cel de-al doilea rezultat este catalogul. Spuneam că va fi bilingv, cu cele mai frumoase pensiuni din România, publicat în 10.000 de exemplare și distribuit în întreaga lume. Atât prin ambasade și birourile Ministerului Turismului de pe Mapamon, cât și prin intermediul marilor turoperatori internaționali. În așa fel încât pensiunea dumneavoastră să apară pe mesele celor mai importante agenții de turism din lume. Cel de-al treilea lucru, cel de-al treilea rezultat, este accesul la consultanță și la e-learning. Vă spuneam că eu am început activitatea de antreprenoriat undeva în 90. Am făcut o mică pauză între 96 și 2000, am lucrat în sectorul public și după am revenit. Problema pe care am simțit-o acut la un anumit moment dat era lipsa dezvoltării personale. Nu poți să treci de un anumit prag, și nu mă refer aici neapărat la un prag valoric de 1 milion de euro sau de 10 milioane de euro. Nu poți să treci de un anumit prag în felul în care faci afaceri, dacă nu te dezvolți personal. Am simțit-o eu pe propria piele. E foarte important să câștigi cunoștințe noi, să câștigi prieteni noi, să câștigi relații și treaba asta se produce inevitabil prin accesul la o astfel de resursă. Consultanță, o rețea în care faceți parte și în care mai participați și la un program de formare continuă. Cam astea sunt elementele importante ale proiectului. Și aș dori să o invit pe doamna Adoracion Blanche Pereș, secretar general al asociației SACA, să ne prezinte câteva din exemplele de succes de la ei în Spania, să vedem cum se face acest turism la ei. Muchas gracias, buenos días. Vamos a presentar la evolución que han tenido los establecimientos hoteleros en España en los últimos años. Vă vom prezenta în continuare dezvoltarea pe care a avut-o sectorul unităților de cazare din Spania în ultimii ani. La evoluție care s-a produs în sector a sido motivată para atender a las demandas que exigían los clientes. Dezvoltarea s-a bazat pe pe cerințele clienților, încercând să ajungă să le mulțumească aceste cerințe. Există diferite tipuri de establecimiento în funcție del lugar unde se encuentra y de los servicios que presta y del poder adquisitivo que tiene el cliente que lo visita. În funcție de puterea de cumpărare, de locul unde se află și se diferențiază, se întâlnesc mai multe tipuri de sectoare de cazare, unități de cazare. Dentro de las categorías que existen, podemos diferenciar entre hoteles, hostales, pensiones y hoteles de apartamento. De exemplu, una din clasificări ar fi hotelul, hostalul, pensiuni și hotelul apartament.
La diferenciación entre uno y otro se establece con una placa con estrella o bien con una placa con llave, en función del tipo de establecimiento. Clasificarea se face în funcție de stele sau chei, cum ar fi la noi în Margarete, în funcție de serviciile pe care le oferă și dotările pe care le dețin. Dentro de esta clasificación existe un tipo de hoteles específico, que son los llamados hoteles con encanto. Între aceste categorii, făcând parte din aceste categorii menționate, dar care vrea să menționeze în mod special, sunt acele unități de cazare, hoteluri sau pensiuni cu farmec. Se caracterizan sobre todo por el mimo que le dan y el trato y el servicio exclusivo hacia el cliente. Putem spune că acestea se diferențează prin faptul că își răsfață clienții, ghilimele. Estos establecimientos, los hoteles con encanto, han proliferado en los últimos años y han cambiado el concepto de alojamiento turístico y de servicios que se les presta al cliente. Acest tip de unități de cazare s-au dezvoltat mai ales în ultima perioadă și se caracterizează prin faptul că au schimbat concepția de servicii de turism. Au introdus un nou concept de servicii care se acordă în sector turism. Este tipo de establecimiento lo encontramos tanto en grandes ciudades como también en zonas rurales. Acest tip de hoteluri se găsesc atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale. Se caracterizan por dar al cliente un servicio integral y con ello han proliferado actividades como son el agroturismo, tratamientos con vino o también lo que son los cursos de cata de vino. Aceste unități de cazare se diferențiază în cadrul de celelalte. În cadrul acestora putem întâlni, de exemplu, activități de degustare, vinoterapie și agroturism, mă spuneți, și agroturism. Con esta proliferación de estos establecimientos han aumentado también el número de establecimientos en zonas rurales. Astfel a crescut oferta de unități de cazare, de servicii de cazare în mediul rural. Y con ello se ha conseguido evitar que la población rural emigre y se produzcan los éxodos a las grandes ciudades. Și astfel se încearcă să se evite depopularea zonelor rurale. Además, están apoyados y financiados a través de los planes de desarrollo rural. Aceste activități sunt de asemenea cofinanțate din fonduri specifice din Spania, fonduri europene. Al contrario de lo que se pueda pensar, el aumento de este tipo de establecimientos no ha mermado en la demanda. Odată cu creșterea ofertei pe bază de servicii, totodată cererea nu a avut o cădere. Sino que como lo que se ofrece es un servicio novedoso para el cliente, pues ha contribuido a aumentar la demanda por este tipo de establecimientos. Oferindu-se servicii speciale care merg la țintă, să spunem, în oferirea mulțumirea clienților, s-au dezvoltat multe modalități de cazare în mediul rural. Este tip de turism, el turism rural, turism de naturaleza, son alternativas que cada día se utilizan más tanto por familia como por grupo de amigos y también se están utilizando para incentivos de empresas, tanto para directivos como para empleados.
turismul, diferite tipuri de turism, turismul rural, turismul în mijlocul naturii sau agroturismul sunt modalități de petrecere a timpului liber utilizate în, de familii, grupuri de prieteni, bonusuri acordate de firme pentru angajații lor, pentru turism de afaceri, relaxare și altfel. Por lo tanto, este servicio que este tipo de establecimiento, este servicio que se le da al cliente, ha provocado que los pequeños propietarios y los pequeños emprendedores puedan tener un hueco en el mercado del turismo rural o del turismo activo. Astfel, en aceste condiții, proprietarii acestor pensiuni au reușit să găsească, hai zicem, o nișă de piață unde să-și ofere cu succes serviciile specifice. Por lo tanto, los pequeños emprendedores han encontrado su hueco en el mercado y las grandes cadenas de hoteles la competencia es mínima la que le pueden hacer, ya que no le interesa este tipo de establecimientos porque el rendimiento es mucho más bajo que el que ellos tienen con las grandes cadenas de hoteles. Propietarii de pensiuni mici au reușit să găsească o nișă de piață pe care să o ocupe cu succes, aceasta fiind puțin interesantă pentru lanțurile mari de hoteluri, care nu reușesc să intre în mod sustenabil pe această piață, datorită faptului că beneficiile care le revin nu-i mulțumesc. Estos establecimientos son para muchos pequeños propietarios su medio fundamental de vida en el medio rural y además se contribuye a la conservación del medio natural a través de las actividades en contacto con la naturaleza. Propietarii de pensiuni oferă aceste servicii, de fapt își câștigă practic existența din aceste tipuri de servicii și de asemenea protejează mediul natural în acest fel. Există în alma otro tipo de establecimiento en el medio rural, como son las casas rurales, los albergues o los camping. În mediul rural mai există de asemenea și alte posibilități de cazare, cum ar fi casele rustice, hanurile sau campingurile. El funcionamiento de estos establecimientos es muy diferente al funcionamiento de los hoteles rurales con encanto y se diferencia fundamentalmente porque se limita exclusivamente al alquiler, bien sea por la casa completa o bien por habitaciones individuales. Aceste tipuri amintite mai înainte se diferențează destul de mult, dar de fapt foarte mult de cele amintite cu mult înainte, hoteluri sau pensiuni cu farmec, datorită faptului că ele oferă acestea, campingurile, case rurale și hanurile, oferă doar servicii de cazare, fără să ofere acele servicii conexe pe care le-am întâlnit mai devreme la cele cu farmec, așa numite cu farmec. Tiene también otra característica este tipo de alojamiento y es que se aprovecha el entorno donde están situados los hoteles. Casele rustice, cele amintite de ultima dată, se încearcă să profite de împrejurimile în care sunt poziționate, de natura înconjurătoare, pentru a oferi servicii care să atragă clienților, servicii de cazare. Se aprovecha el patrimonio histórico que existe en la comarca donde están situados, se fomenta la gastronomía, la actividad de la naturaleza al aire libre, en definitiva, se trata de aprovechar los recursos naturales que se tienen en el entorno. Aceste tipuri de afaceri profită de resursele naturale care se găsesc în zonă, de gastronomie, de resursele
arhitectura zonei, de natura, de, în special de împrejurimile și de zona în care, specificul zonei în care sunt poziționate. La oferta de actividades que se da al cliente son muy variadas y van pues desde actividades en contacto con la agricultura y la ganadería, cuidado de animales, fomento de agricultura ecológica, o caza o ruta en 4x4. Acest tip de activitate se bazează pe posibilitatea de a oferi serviciilor variate. Exemplu ar fi modul în care se care dă și realizează activitățile din zona din pensiunea de la lor, va fi creșterea animalelor, cultivarea plantelor, trasee turistice pentru mașini de teren, agricultura ecologică și alte posibilități pe care le au deci din ar. También estos establecimientos aprovechan para, sobre todo, potenciar y promocionar el producto final que hacen en las propias fincas. Încearcă, de asemenea, să valorifice produsele pe care le produc dumnealor în, în fermă, încercând să le promoveze și să le vândă în acest fel. Por ejemplo, en el caso de finca con bodega, se promociona el vino que se hace en la finca, que se cultiva, la uva que se cultiva en la finca, se hacen catas de vino, se hacen tratamientos con vino, y finalmente también en las mismas instalaciones se le vende el vino al cliente final. Un ejemplo bueno ar fi cazul fermelor vitivinicole în Podgori, unde se profită de produsul pe care îl produc, oferindu-l clienților în crame, vinoteci și folosindu-se de dotările pe care le-au adunat pentru a-și promova produsul final. El aumento de este tipo de demanda por parte de los clientes ha hecho que el propietario en muchas ocasiones aproveche las instalaciones que ya tenía. În multe din cazuri, proprietarii folosesc chiar dotările pe care le dețin dumneavoastră, folosindu-le pe acestea. Por ejemplo, se han utilizado antiguos cortijos, antiguas casas, y también se han aprovechado los corrales que existían para el cuidado de los animales. De exemplu, au fost folosite casele vechi sau gospodăriile vechi, au fost folosite de asemenea grajdurile animalelor, dându-le o utilitate practică. Se ha modificado la arquitectura y se han adaptado a modernos hoteles con todas las comodidades que el cliente requiere. S-au renovat case vechi, păstrându-și arhitectura specifică, realizând astfel unități de cazare care au tot confort. Los motivos por los que han proliferado este tipo de establecimientos son dos fundamentalmente. Sunt două motive pentru care au determinat proliferarea acestui tip de rută de cazare. Por una parte está el poder aprovechar la finca agrícola que se tiene y sacarle un mayor valor añadido a la instalación agrícola en sí. Ar fi, de exemplu, utilizarea fermei proprii și a doua ar fi utilizarea produselor care se produc în fermă. Y por otra parte, cumplir el objetivo de evitar que ellos mismos o que sus hijos y su familia tengan que emigrar a las grandes ciudades para encontrar un puesto de trabajo. De asemenea, reușesc în acest fel să le ofere copiilor o posibilitate de a rămâne în zonă și nu a pleca în marele orașe. Bine, am să dau în continuare cuvântul consultantului ANTREC, președinte ANTREC pe București, nu? Secretar General al ANTREC România, doamna Florentina Dospinescu.
și faptul că au răspuns apelul noastră foarte mulți proprietari de pensiune, ceea ce presupune că există un interes continuu pentru această formă de turism. Și de asemenea, în ultimul rând, celor care intenționează să-și deschidă o afacere în turism și efectiv acest proiect cu siguranță îi ajută în sensul acesta. Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural este o organizație non-profit, înființată în 1994, ceea ce presupune o asociație longevivă, care și-a demonstrat utilitatea de parcursul a tuturor acestor ani. Bineînțeles, scopul principal este identificarea, dezvoltarea și promovarea turismului rural românesc. În momentul de față, a întregat un număr aproximativ de 3500 de membri, pensiuni turistice și agroturistice, însumând cu aproximație 20.000 de camere, în 1000 de localități din cele 32 de județe. Este membra Federației Europene de Turism Rural încă de la înființare și recunoscută pe plan național și internațional drept lider în dezvoltarea turismului rural românesc și încurajarea conservării ecologice. Încă din titlu am fost printre primii care am vizat și acest aspect ecologic care în momentul de față este de mare trend. Precum și păstrarea culturii tradiționale românești. Un aspect extrem de important îl consider eu. Am beneficiat de curând de o vizită de studiu în Grecia, ca un alt proiect în care suntem parteneri și am constatat un lucru care ține efectiv de mândrie națională și locală în același timp. Efectiv, tot ceea ce însemna produsele locale, gastronomia, care de asemenea pentru noi românii putem ieși întotdeauna cu fruntea sus în ceea ce privește aceasta, tot ceea ce însemna activitățile specifice zonei erau tot timpul împinse în față, ceea ce ar trebui să facem și noi și în același timp să se regăsească în tot ceea ce înseamnă un meniu, parte din produsele realizate local. Susținerea și păstrarea identității culturale prin organizarea de manifestări cu caracter complex care să tindă să împletească tradiționalul prin inovația. Este foarte firesc acest lucru pentru că având în vedere globalizarea la nivel european, acestea sunt elemente care ne identifică pe noi și în același timp oferta noastră turistică. Se pare că tehnica și pe mine mă ajută. Succesul în turism. Este greu de catalogat o pensiune ca fiind de succes sau nu, cu atât mai mult cu cât există o serie de factori interni și externi care trebuie să îndepliniți pentru a se ajunge la o astfel de performanță. Dintre factorii externi importanți sunt amplasarea. Cei care au pensiune turistică știu foarte bine acest lucru, cei care intenționează să-și deschidă o afacere în sensul acesta, să aibă în vedere acest factor important. Sezonalitatea ne afectează pe toți, în general. Dar poate fi oarecum ameliorată în funcție de cât de bine este manageriată respectiva pensiunea. Accesibilitatea.
modul în care se ajunge la pensiune și diferite la mijloacele de transport. Este foarte adevărat că, în special, spre turismul rural, se merge cu autoturismul propriu. Iar, de asemenea, am felicitat participând la lansarea ghidului Michelin, faptul că, mă rog, cu cauciucurile Michelin, deci o marcă, un logo lângă o altă marcă de prestigiu Antwerp. Deci cu Michelin se poate ajunge în turismul rural fără probleme. Factorii interni care ne poate face răspunzător sunt ambianța extrem de importantă oferită turiștilor pe parcursul șederii pensiune, calitatea serviciilor. Aici accentul trebuie pus în mod special și aceasta va face diferența între pensiuni. Calitatea produselor și pregătirea personalului, și nu numai a personalului, și a persoanei care administrează efectiv pensiunea. Promovarea și modul în care este realizată prezentarea ofertelor și a programelor turistice organizate. Legătura care se creează la nivelul gazdă-oaspete, prin intermediul comunicării. Și modul în care se menține această legătură în timp. Noastră știți că majoritatea turiștilor se fidelizează și acesta li se datorează. Menționarea relațiilor de colaborare cu partenerii. Acțiunile între participarea la importante evenimente cu specific turistic în România și în străinătate, tot ceea ce înseamnă târguri, expoziții, organizarea programelor de pregătire pentru gazde, agenții de turism rural, prin seminarii, cursuri de lungă și scurtă durată, identificarea și promovarea potențialului turismului rural, sprijinirea pensiunilor noi intrate în rețea, în vederea obținerii clasificării și omologării. Știți, probabil, cei care, mă rog, ați documentat, că în momentul de față există autoclasificarea. Dar și această autoclasificare presupune cunoașterea de către dumneavoastră a criteriilor de clasificare și omologare. În sensul acesta, întotdeauna Antwerp a acordat consultanță gratuită. Organizarea campaniilor active de promovare pentru pensiuni, clasificate și omologate, incluse în rețea. De ce punem accent, totuși, pe clasificate și omologate? Pentru că mi se pare firesc, atâta timp cât fac parte dintr-o organizație la nivel național, recunoscută la nivel internațional, făcând, fiind parte componentă dintr-o organizație internațională, să promovăm turismul curat și oficial. Cheia succesului pentru pensiuni. Pensiunile care beneficiază de factori extern favorabili desfășurării activității turistice sunt cele mai avantajate. De aceea trebuie să se țină cont de acești factori atunci când se pornește la drum. Deci este în special valabil pentru cei care intenționează să-și deschidă afacerea în sensul acesta. Managerii pensiunilor turistice trebuie să țină cont de cerințele oaspeților, așteptările fiecărui turist, atenția solicitată, tipul de comunicare impus, formală sau informală, modul în care s-au soluționat eventualele nemulțumiri, un sistem de recompense când este cazul, și acesta ține de fiecare dintre dumneavoastră. Deci se pot acorda anumite bonusuri, se pot acorda anumite discounturi, în funcție de ceea ce considerați că este necesar pentru a-i motiva în revenirea acelor oaspeți și, bineînțeles, în aducerea amicilor, prietenilor, cunoștințelor, rudelor. Menținerea legăturii cu turistul ulterior sejurului. Deci, Eu personal vă spun că așa procedam. Noastră, oricum aveți datele respectivului turist. Nu vă costă foarte mult să trimiteți un SMS sau un e-mail de mulțumire, de felicitare, de sărbători.
Vă dați seama cât de surprins este, plăcut surprins o să fie turistul în momentul în care primește un nou mulți ani de ziua de naștere sau de ziua de nume din partea dumneavoastră. Greșelile frecvente, pentru că sunt și din acestea, nu neapărat intenționate, cât dintr-o prea bună intenție se depășesc anumite limite impuse de relația gazdă-turist. Comportament similar cu toți turiștii, fără a se ține cont de semnale primite de la turiști. Amenajarea pensiunilor în neconcordanță cu specificul local. Posibil ceea ce s-ar aștepta oaspeții să găsească. Firesc, cunoașteți acest lucru în general în momentul în care să vină într-o pensiune rurală, te aștepți ca și ambientul să fie specific locului și în același timp și ceea ce oferi în pensiune vis-a-vis de masă, să nu fie, mă rog, veșnicul cotlet de porc cu cartof prăjit. Neglijarea calității serviciilor din pensiune, servire, siguranță, curățenie. Cu siguranță, din câte cunosc, eu nu am fost probleme și chiar se apreciază acest lucru. Oferirea de servicii și produse care să nu aibă în vedere o chestionare a turiștilor și care pot să cauzeze eșecuri materiale. Tipul și distribuirea pensiunilor. Aproximativ 80% sunt în casele localnicilor, pentru că așa s-a început. Deci aceasta a fost forma de început prin care s-a dezvoltat turismul rural. 20% sunt case construite special pentru turismul rural și în foarte multe cazuri, în momentul de față, în imediata vecinătate sau în aceeași curte, este efectiv construită, dezvoltată o pensiune cu un număr mai mare suplimentar de margarete, care este exclusiv adresată, construită pentru turiști. Cine sunt proprietarii? 85% sunt localnici, 15% sunt locuitori ai marilor orașe, care atât de mult s-au îndrăgostit de turismul rural, încât și-au dorit să-și construiască, să-și realizeze o pensiune proprie sau o afacere proprie. Analiza pensiunilor. 80% sunt situate în regiunile montane și submontane. Amplasarea lor, firesc, 85% în comune și sate, pentru că totuși pensiunea a fost specifică turismului rural, ulterior construindu-se și în orașe, tocmai de aceea și există pensiune urbană, pensiune rurală. 10% în orașe mici, foste comune. 5% în sate aflate în suburbiile orașelor. Sunt de capacitate mică, medie, mare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc succes și mulți bani și primul anul de pensiune. Mulțumim și noi. Înainte de a da cuvântul următorului invitat, aș dori să introduc un personaj foarte cunoscut. Actor al Teatrului Notarau, domnul Boris Petrov, se află astăzi alături de noi, nu în calitate de actor, ci în calitate de om care ne poate povesti câte ceva despre turismul la pensiune. Dânsul are o pensiune care se numește Ferma. Îl invit la microfon pe domnul Boris Petrov. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru microfon. N-am fost obișnuit cu microfon. Scena plin departe de public, cred că m-au zis tot. M-au zis tot? Cam firav. Aș aduce mulțumiri domnului pentru prezentare. Am fost actor al teatrului, Sunt actor. Voi veni aici
Singura modificare pe care am de făcut în prezentarea domnului Miron, care mă onorează, este faptul că eu nu îmi voi lăuda progenitura. Maimuța e acum la Moroieni, de unde vin, și m-a trimis pe mine în chip de consultant imagine, ca să nu cumva să profit și de banii care ia. Înțelegeți? Adică nu m-a făcut parte. Deci te duci la un consultant imagine. Deci eu, nelăudându-mi progenitura, voi fi generos în superlative. Fermecătoarea noastră, prietenă din Spania, mi-a jurat foarte, dar foarte mult expozeu, pentru că dânsa aproape exhaustiv a consumat toate motivele pe care le aveam în acest laudație. Adică mi-a zis așa, să am o pensiune cu farme. Păi ferma, anagramată, dacă îi mai pune un G, dă farmec. E pensiunea aceea se cheamă ferma. Deci ferma. De ce se cheamă pensiunea ferma? O să vorbesc fără știri și în momentul în care observați că am vreo redundanță, da? Să mă fluirați. Deci, doi copii și trebuie să și comprim. Aici e dificultatea pe care te sunt. Am să vă sprijin. Vă mulțumesc. Îmi dați un bonus așa că sunt simpatic. Bine. Deci, ferma asta au făcut doi copii care au crescut cu cheia de gând. Adică ei au fost locuitori de plăcuri și apar nu au avut ce se întâmplă aici. Bineînțeles că între timp au crescut de așa manieră încât cu neobrăzare pot fi calificați între cei care sunt tineri întreprinzători. Lucru pentru care vă cer și eu spuse că direct mă apropii de ce am adus alemic. Adică, sigur că sunt un junior în ale afacerilor, dar ca vârstă vă... Și nu sunt singur. Vă mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc, domnule. Pentru îngăduință, nu pentru vârstă. Vă să zică. Deci, copiii ăștia au crescut cu... văzând din când în când animalele așa pe câmpii pe unde s-au plimbat sau la bunici, dar niciodată nu au crescut, n-au mulți, și-au crezut că animalele, odată cumpărate, produc. Nu-și dădeau seama că nu e ca la oameni. Îi dai 10 lei și el zice să-i cea de mâncare. Nu, adică trebuie să-i vă procuri. Până acolo mergeau cu ignoranța. Dar sunt scuzabil, pentru că și Socrate, când a fost întrebat dacă știe ceva, a spus: cel mai mult știu că nu știu nimic. Ei s-au apucat de chestia asta, găsind un, ce credeți, ca doamna din Spania, care ne-a dat un exemplu al final, au găsit un graj. Și grajul ăsta l-au cumpărat. Au găsit vitele, dar acum vitele consumau mult din banii lor de buzunar și a trebuit să facă ceva care să producă bani. Și atunci, din eforturi și din economii, au clădit o vilă. O pensiune. O vedeți aici, că m-a surprins tânărul meu colaborator și ne oferă câteva imagini ale acestei pensiuni. Pensiunea asta are, în afară de parter, are cele două caturi, are și un lift, așa mi-a spus doamna în Spania, să am lift. Și are lift, adică mă înscriu impecabil în toate chestia. Până și cofacii pe care îi vedeți, sunt unși de așa manieră încât ei sunt niște fructiferi bonsai, dacă acceptați paradoxul. Adică nu trebuie să iei scară să-ți iei fructul. Îl iei de la nivelul omului, adică omul nu mai e maimuță să urce în pom. A coborât pomul la nivelul omului. Partea de fermă are 12 ani de acum și acolo sunt foarte multe, adică se pleacă de la vacă, vaci, capre și așa mai departe și și-au pus și un pământ ca să fie și ceva decorativ. Corumbe, gâște, rațe și așa mai departe. Adică toate chestiile astea trec ca printr-un sistem de vase comunicante de acolo înspre fermă și de la fermă, odată transformate în hrană pentru clienți, se întorc cu bani și hrănesc animalele. Deci un circuit de ăsta, niște vase comunicante în sfera financiară, dacă dați voie să extrapolez așa lucrurile. Se creează, deci, o simbioză.
modul lor, gradul lor de organizare, ca să zic așa, entropia, este un pic amatoricească, dar amatoricească spre binele lor. Au firește și un contabil care de când în când le spune nu știu cum stați cu banii, că stați, dar asta, deja pe mine chestia asta mă depășește, când încep să pronunț cifre, mă blochez. Adică, sigur că în general se spune, dacă n-am învățat carte, m-am făcut actor. Da, e o glumă, nu o luați în serios. Nu, vă spunem că sunt acolo. Așa. Ce e de reținut este că probabil că sunt și eu mai frumos. Uite, acolo cresc legumele. Vedeți, aia e poarta de, a doua poartă de intrare. Acolo e un solar amenajat de ei, din care am mâncat și eu cu prisosință. Pentru că dacă nu mă tot mă învârt pe acolo, mai fur un castravet, o salată, o ceva ce mai. Dar acolo începe grajdul pentru capre și așa mai departe. Ambarul în care cu vinovăția au lăsat vitere pe stradă și s-au mutat ei în grajd. Asta să nu o faceți. Sigur că n-aveau vină că s-au mutat în grajd. De fapt și eu când m-am mutat într-o casă undeva pe acolo și era cât pe acest sol de râm. În schimb mi-a spus meseriașul la un moment dat, domnul Petrov, la temeria casa astea e piatră, iar lemnul din care e făcut în continuare este atât de sănătos și atât de tare încât, uitați-vă, nu intră pilonul. Și-a luat un pilon să bată în lemnele alea de care... Ei au făcut cu un bilăr de alea de odinioară, pe care le știți, noi ăștia în vârstă le știm, care nu au bătut multe cuie în toată chestia. Și am rămas cu casa aia de acolo. Am zis, locuința mea de vară e la țară, până când a venit pensionarea asta și am zis, locuința mea definitivă și irevocabilă este la țară. Și bine am făcut pentru că în București nu cântau mierdele, nu treceam ocărița pe fundul curții, nu vedeam dealul superb în spate, nu aveam Ialomița la 100 de metri, nu aveam mai departe Vălboci, Pagina și așa mai departe și multele minuni care sunt în munții din apropiere, peștera de Ialomicioare și așa mai departe.